Care este cea mai grea muncă? Munca grea nu înseamnă să ridici greutăți sau să creezi cine știe ce strategii. Toate astea le poți face cu ușurință când pui pasiune în ce faci. Munca grea vine, vorba unui client de-al meu, când alegi să faci procesul transformațional personal. Când vezi că nu mai poți să dai înapoi, că nu mai poți funcționa ca în trecut și în același timp îți este frică și de prezent și mai ales de viitor, pentru că nu mai știi să te definești, devine complicat. Important este să realizezi că e doar o perioadă în care hainele vechi ți-au rămas mici și hainele noi încă nu le-ai găsit să le cumperi. Și trebuie să te adaptezi cu ce ai din mers. Când începi un proces de schimbare interioară, au loc schimbări la nivel mental, deoarece începi să înțelegi de ce se petreceau lucrurile așa în trecut, realizezi ce ai de schimbat și înveți să schimbi pas cu pas. Și cât poți din mers. Apoi au loc schimbări la nivel emoțional, deoarece apar toate emoțiile refulate poate de ani de zile și ele pot da buluc acum că ai deschis poarta. De asemenea, schimbări apar și la nivel fizic, prin detoxifierea corpului de toate câte a acumulat în structurile sale. Aici se cere să descoperi cum poți susține procesul pe toate planurile. De obicei este greu de unul singur, de aceea este mai sănătos să apelezi la un psihoterapeut care să fi trecut deja printr-o astfel de transformare el însuși, ca să poată să conțină și să-ți creeze spațiu pentru transformarea ta, fără să îl dea peste cap pe el însuși. Este exact procesul germinării și al creșterii unui nou eu pe care îl creezi acum prin această muncă. Totuși, tot clientul meu spunea că mulțumește că a ajuns în acest punct, deoarece, în sfârșit, a ajuns să se înțeleagă pe sine și ce are de făcut ca să-i fie lui bine. Sunt Elena Paula Știubei și te susțin să transform corpul și viața ca să te bucuri de toate. Mă găsești pe căilevindecării.ro, spor în toate cu inspirații.